Ați lansat la noi pe site în premieră un single. Cum prinde? Cum vi se pare că merge la public și pe radiouri? Merge foarte bine. Bună seara, bună seara în primul rând. Merge foarte, foarte, foarte bine. A intrat pe toate radiourile, din câte știu eu. Urmează să filmăm un videoclip vineri. O să fie ceva foarte, foarte interesant, așa că stați cu ochii pe noi, va fi o surpriză. Cred că se știe că piesa este compusă de John Puzzle, un compozitor foarte talentat de la noi din România. Și a ieșit ceea ce vedeți. Și cu cine se ocupă de regia videoclipului? Unde filmați? Locuri exotice? Nu o să filmăm de data asta la Buftea. Ideea clipului ne aparține. O să lucrăm tot cu Florin Botea, cel care a regizat și Sweet Love. E o idee mai specială. Sper ca publicul să, nu știu cum, să reacționeze, să priceapă povestea pe care noi vrem să o transmitem. E un clip mai îndrăzneț. Va fi cu multe personaje care vor avea diverse roluri. Hai să nu dăm totuși detalii de acum, mai bine lăsăm și, să fie arba așa puțin. Va fi un pic mai multă piele, cam mai multă. A, deci un videoclip de vară, special pentru... Nu neapărat din contră, e mai degrabă un clip artistic. Va fi foarte artistic. Costumațiile vor fi senzaționale, am lucrat cu un designer, un bun prieten de-al nostru. Emiliano Șain sau Come, pe care îl pupăm. Exact, și a făcut o fel de costume din astea foarte ciudate, dar foarte mișto, încă foarte artistice. Încă lucrăm la ele. O să vă placă, eu zic că o să vă placă. O să fie ceva foarte special și deosebit. Vara asta pe unde putem să vă vedem? Vă ascultăm prin străinătate, prin România, pe unde vă plimbați? În Italia în special. Tocmai am avut un concert la Palermo weekendul trecut. A fost superb, a fost extraordinar, deci publicul o energie extraordinară. Vara asta, da, o să stăm mai mult prin Italia pentru că piesa a fost number one acolo și cam toată luna iulie și august e ocupată pentru concerte în Italia. O să mai avem prin Turcia, prin Spania. Mai nou am intrat și în topuri în Spania. Da. Suntem foarte fericiți, mulțumim. Mersi mult de tot și cred că o să avem și în România. O să mergem la Liberty Parade anul acesta, o să avem un moment special acolo. Da, pregătim o piesă special pentru Liberty Parade. Nu ne-am hotărât dacă o să fie single sau nu, însă se potrivește foarte mult cu atmosfera de acolo. E foarte housey, e foarte electronică. Vom vedea în funcție de reacția publicului. Exact, și o să o lansăm acolo, să vedem ce se va întâmpla.